500 de hectare de pășuni au fost reabilitate și peste 150 de hectare de terenuri degradate și neproductive au fost împădurite în regiunea Parcului Național Orhei. Acestea sunt rezultatele unui proiect al Uniunii Europene, Clima Est. Pe lângă Parcul Național Orhei, pentru alte 7 comunități au fost elaborate planuri de gestionare a pădurilor pentru 1400 de hectare, precum și planuri de gestionare a pășunilor pentru 5000 de hectare. Aceste planuri ar asigura gestionarea durabilă a resurselor naturale pentru o perioadă de 10 ani. Proiectul Clima Est, implementat în perioada 2013-2016, este un proiect regional finanțat de Uniunea Europeană, care își propune să ofere asistență țărilor din Parteneriatul Estic și Federația Rusă în activități de atenuare și adaptare la schimbările climatice. Bugetul proiectului Clima Est a constituit 535.000 de euro.